Tema despre care aș vrea să vorbesc în această dimineață este răsplătirea credinței. Răsplătirea credinței. Textul este 1 Samuel, primul capitol, până în 2 cu 11. Și această carte începe cumva brusc, fără prea multe introduceri, cu povestea familiei lui Elcana. Un bărbat care, prin genealogia pe care o avem în text, pare să aibă o anumită importanță în Israel, pare să fie un om destul de important. Acum, faptul că el are două soții, ne mai spune ceva despre el, că era și bogat. Numai cei bogați își permiteau să-și ia și a doua soție. Însă, prezentarea oamenilor este redusă la minim. Sunt mult mai puține detalii în text decât ne-am dorit noi să aflăm, pentru că personajul principal al acestui text și al întregii Scripturi este Dumnezeu. Și în mod repetat, el intervine în text. Vedem că autorul îi atribuie lui anumite lucruri, anumite intervenții, anumite fapte. Și Dumnezeu își schimbă, își demonstrează puterea prin faptul că schimbă cursul unui întreg popor. Într-o femeie simplă, femeie de la sat, femeie care nu putea avea copii. Și pentru început aș vrea să citesc acest text. Era un bărbat din Ramataim Tsofim, din muntele lui Efraim, al cărui nume era Elcana, fiul lui Eroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Tzuf, un efratit. El avea două soții. Numele celei din tâi era Ana, iar numele celei de-a doua era Penina. Penina avea copii, dar Ana nu avea. În fiecare an, bărbatul acesta se ducea din cetatea sa Salașilo ca să se închine și să aducă jerfe domnului oștirilor. Acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, spre oței domnului. În ziua în care Elcana aducea jerfa, el dădea câte o parte soției sale pe și tuturor fiilor și fiicelor ei. Dar Anei îi dădea o parte dublă, fiindcă o iubea. Însă domnul îi închisese pântecul. Rivala ei obișnuia să o necăjească și să o facă să se mânie din cauza că Domnul îi închisese pântecul. Ea făcea lucrul acesta în fiecare an. Ori de câte ori, Ana se ducea la casa Domnului. Ea o necăjea în felul acesta. Iar Ana plângea și nu mânca nimic. Atunci Elcana, soțul ei, spunea, Ana, de ce plângi și nu mănânci? Și de ce ți este mâhnită inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât zece fii? Odată după ce au mâncat și au băut ei la silo, Ana s-a ridicat. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din stâlpii porții templului Domnului. Ea avea sufletul amărât și s-a rugat Domnului plângând cu amar. A făcut următorul jurământ zicând, Doamne al oștirilor, dacă într-adevăr vei privi la întristarea slujitoarei tale dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe slujitoarea ta, și dacă îi vei da slujitoarei tale un fiu, atunci îl voi dărui Domnului pentru toate zilele vieții lui. Iar briciul nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea mult în rugăciune înaintea Domnului, el se uita cu atenție la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele îi se mișcau, fără să îi se audă vocea. Atunci Eli, crezând că este beată, i-a zis, femeie, cât timp vei mai fi beată? Lasă-te de vin. Ana a răspuns și a zis, nu stăpâne, sunt o femeie cu duhul întristat. N-am băut nici vin, nici băutură tare, căci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu privești pe slujitoarea ta ca pe o femeie de nimic, căci de prea multă mea durere și supărare am vorbit până acum. Atunci el i-a zis, mergi în pace, și Dumnezeul lui Israel să răspundă cererii pe care ai făcut-o. Ana i-a răspuns, fie ca slujitoarea ta să găsească bunăvoință înaintea ta. Apoi femeia a plecat în drumul ei. I-a mâncat și fața ei n-a mai fost măhnită. S-au sculat dis de dimineață, s-au închinat înaintea Domnului și apoi s-au întors înapoi acasă, în rama. Elcana a intrat la Ana, soția sa, iar Domnul și-a adus aminte de ea. Astfel, după o vreme, Ana a rămas însărcinată și a născut un băiat, căruia i-a pus numele Samuel, zicând, de la Domnul l-am cerut. Soțul ei, Elcana, a plecat cu toată familia lui ca să aducă Domnului jerfa anuală și ca să-și împlinească jurământul. Ana însă nu s-a dus. Ce a zis soțului ei? După ce îl voi înțărca pe băiat, îl voi aduce și îl voi înfățișa înaintea Domnului, unde va locui pentru totdeauna. Elcana, soțul ei, i-a zis, Fă ce consider că este bine, rămâi până îl vei încerca. Fie numai ca Domnul să-și împlinească cuvântul. Femeia a rămas și a lăptat copilul până l-a încercat. După ce l-a încercat, l-a luat cu ea, împreună cu un taur de trei ani, o efă de făină și un burduf cu vin. Și l-a dus la casa Domnului, în șilo. Copilul era mic. După ce au jerfit taurul, l-au dus pe băiat la Eli. Ana a zis, Ah, stăpâne, viu este sufletul tău, stăpâne, că eu sunt femeia care stătea aici lângă tine rugându-se Domnului. Pentru acest băiat mă rugam, iar Domnul mi-a dat ceea ce am cerut de la el. De aceea îl dăruiesc Domnului. Pentru toate zilele vieții lui, el va fi dăruit Domnului. S-au închinat acolo Domnului. Ana s-a rugat zicând, mi se bucură Inima în Domnul. Puterea îmi este înalțată de Domnul, iar gura mea este larg deschisă împotriva dușmanilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. Nimeni nu este așa sfânt ca Domnul, căci nu este niciun alt Dumnezeu în afară de tine. Nu este stâncă, precum este Dumnezeul nostru. Nu mai vorbiți cu atâta mândrie și să nu mai iasă aroganță din gura voastră. Căci Domnul este un Dumnezeu al cunoașterii și unul care cântărește faptele. Arcul celor vitej se înspăimântă, dar celor care se împiedică, li se dă putere. Cei care erau sătui se închiriază pe ei înșiși pentru pâine. A cei care erau flămânzi nu le mai este foame. Cea care nu putea să rămână însărcinată, naște șapte fii. Iar cea care are mulți copii, se ofilește. Domnul de la moarte. Și tot el aduce la viață. El coboară în locuința morților. Și tot el ridică. Domnul duce la sărăcie și tot el îmbogățește. El coboară și tot el înalță. El înalță din praf pe cel sărac și din grămada de cenușă pe cel nevoiaș, ca să-i la un loc cu nobili și ca să le dea ca moștenire un tron al gloriei. Căci a Domnului sunt stâlpii pământului și pe ei a așezat El lumea. El păzește pașii credincioșilor săi. Dar cei ticăloși vor fi reduși la tăcere în întuneric, căci nu prin putere va învinge omul. Dușmanii Domnului vor fi zdrobiți. El va tuna din ceruri împotriva lor. Domnul va judeca marginile pământului. El va da putere împăratului său și va înălța tăria unsului său. Aceea, el care a plecat acasă la rama, iar, bărba, iar băiatul sluja Domnului, în prezența preotului Eli. Vreau să așez acest text pe ceea ce noi am învățat la școală în momentele subiectului, sau schema poetres. Cadrul narațiunii este în primele versete, primele două versete, prima parte a versetului 2. Era un bărbat și începe să ne fie descris acel bărbat. Fiecare an se ducea să se închine la casa Domnului, la Shiloh, înaintea Domnului oștirilor. Și nu știm dacă obiceiul lui anual era legat de una din cele trei sărbători la care Dumnezeu le-a poruncit bărbaților din Israel să vină la cortul lui. Paștele, sărbătoarea corturilor sau sărbătoarea săptămânilor. Probabil că locul din care veneau era același cu Rama. Ce avem aici pe hartă? E locul din care veneau cei 12 judecători. Vrem, noi suntem pe vremea judecătorilor și acolo, în centru, este circuitul anual și cum o sumăresc, circuitul anual pe care îl făcea Samuel judecând poporul. Dar până să ajungem atunci, ei veneau de la Rama la Șilo ca să se închine Domnului. Și făceau acest lucru an, an de an. Și asta e introducerea scurtă pe care autorul ne oferă. După aceea, Ana este personajul uman care ajunge în centrul atenției și rămâne în centrul atenției pentru tot acest text. Ea nu avea copii, pentru că Domnul închisese pântecul. Dar nu se spune de ce a făcut Dumnezeu asta. Nu se spune motivația Domnului. Și pentru cei mai mulți dintre noi, lipsa acestui detaliu e o curiozitate. De ce a făcut Domnul așa? Pentru Ana, alte femei, alte familii ca și ea, Sara, Rahela și cei care au trecut sau trec printr-o astfel de vale, e o dilemă în relația cu Dumnezeu. Doamne, dacă Tu ești creatorul vieții, de ce? De ce și mie? De ce nu și mie? Până când? Doamne. Până când, Doamne. Și această realitate pe care ea o trăia, Penina, avea copii, dar Ana nu avea. Declanșează conflictul în textul nostru și naște durerea, durerea Anei. Și povestea ei ne aduce aminte de Sara, de Rahela, de Elisabeta din Noul Testament. Dar asemănările nu se opresc aici. La fel ca și Sara și Rahela, Ana și împarte bărbatul cu o altă femeie, cu cea de-a doua soție. Și chiar dacă poligamia nu era foarte răspândită în Israel, nu era lucrul obișnuit. Și noi care avem întreaga Scriptură știm intenția, dorința lui Dumnezeu de la creație. De aceea va lăsa bărbatul pe tatăl său pe mama sa, se va lipi de soția sa și cei doi, bărbatul și femeia, vor fi una, un singur trup. Noul Testament, de exemplu, când vorbește despre prezbite și despre diacon, una din cerințele explicite este să fie bărbatul unei singure soții și, în acest mod, sau și în acest mod, să fie un exemplu pentru întreaga, întreaga biserică. Dar, faptul că Ana nu avea copii, doar declanșează conflictul. Conflictul crește în intensitate prin faptul că rivala ei obișnuia să ne căjească. Și făcea acest lucru în mod repetat. Penina știa care sunt butoanele pe care trebuie să apese ca să provoace furtuna în inima Anei. Și Ana e rănită de Penina. Suferă, plânge, nu mănâncă. Are inima măhnită. Și rivalitatea, lupta, ia amploare tocmai în momentul în care ele veneau să se închine împreună cu întreaga familie, înaintea Domnului, la locul de muncă, la locul de închinare. Și familia lui Elcana vine împreună la, loc, la locul de închinare, dar de fapt e dezbinată din temelie. Parcurg împreună acest drum, dar fiecare este în lumea lui. Și nici pe departe nu este o familie fericită, e o familie dezbinată. Și până acum Ana trește deziluzia că dacă ar avea copii, ar fi mai bine i s-ar împlini dorința, ar avea ceea ce și-ar dori. Și acest text ne încurajează să folosim și durerile noastre, mărăciunile noastre, dar și bucuriile noastre. Să vedem de fapt unde sunt idolii inimii noastre. Lucrurile în care ne punem încrederea, pe care le dorim mai mult decât îl căutăm pe Dumnezeu. Ea și-a căutat împlinirea în copii, pentru că nu avea. Noi ne putem căuta împlinirea, valoarea, într-o grămadă de locuri. Dacă suntem în școală, în notele pe care le primim, diplomele pe care le căutăm, pe care le așteptăm, locul de muncă pe care îl dorim sau pe care am vrea să îl avem, salariul pe care îl primim, casa și lucrurile pe care le avem, iubirea unui om sau relația cu oamenii care ne apreciază și ne iubesc. Și noi putem căuta, la fel ca și în un fel de împlinire, un fel de mântuire, în tot felul de locuri în care nu putem găsi sau în care nu este veșnică. Dar nu o vom găsi niciodată. De aceea noi suntem încurajați să învățăm din experiența Anei. Și unul din locurile în care putem învăța este din momentul de maximă intensitate a conflictului, din rugăciunea ei. Ana s-a dus înaintea Domnului și acolo a început să plângă și să se roage cu amar. Ea suferea. Suferea pentru că nu avea copii. Era rănită de rivala ei. Soțul ei nu înțelegea. Unei femei care nu putea mânca, el îi dă mai multă mâncare. Ce se facă cu ea? Oricum nu mânca deloc. Îi dă mai multă mâncare. Clar că nu înțelegea. Se duce la acord... Nici marile preot nu înțelege, stă ca șeful pe un scaun, crede că e beată, nu-și dă seama că se roagă. Și atunci ea aleargă la singurul care o poate înțelege, Aleargă la Dumnezeu. Și Ana are înțelepciunea să transforme durerea ei într-o problemă de credință, să se roage înaintea lui Dumnezeu. Robert Bergen spune că, în ciuda faptului că nu putea avea copii, sau poate datorită faptului că ea nu putea avea copii, ea ajunge să creadă mai mult în Dumnezeu. Pășește mai adânc pe drumul credinței și ea devine un model de credință. Pentru că ne învață ce înseamnă să ne ducem cazul înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Să ne pledăm cazul înaintea lui Dumnezeu. Și Ana vine înaintea lui Dumnezeu conștientă. cine e Dumnezeu și cine ea? Slujitoarea ta. Roaba ta, umilă. Și tu? Domnul oștirilor, Dumnezeul atotputernic. Și ca și cum Ana zice, hai să facem legătura între cine ești tu și cine sunt eu între durerea mea și puterea ta, între un om neînsemnat și Dumnezeul atotputernic, creatorul și detătorul vieții. Dar ea face mai mult decât să-i ceară ceva lui Dumnezeu. E face o promisiune, un jurământ lui Dumnezeu. Ana a făcut următorul jurământ, zicând, Doamne al oștirilor sau Dumnezeu a tot puternic, dacă într-adevăr vei privi la slu întristarea slujitoarei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe slujitoarea ta, și dacă îi vei da slujitoarei tale un fiu, atunci îl voi dărui Domnului pentru toate zilele vieții lui. Și apoi o cerere ciudată sau o promisiune ciudată. Briciul nu va trece peste capul lui. Era atât de interesantă de freza lui? Nu. Promisiunea pe care o face arată îndrăzneala Anei în rugăciune. În ce fel? Ana își dorea, oare un nazireu? Ei nu știu unde au părul. Sau oare își dorea un nou Samson? Știți cine a fost Samson? La acest moment în care Ana vorbește, era sau a fost Ultimul judecător al lui Israel. Ultimul eliberator al lui Israel. Și naratorul preia elemente care sunt prezente în descrierea nașterii lui Samson și le aduce aici, în dreptul nașterii lui Samuel. Și ne invite să comparăm cele două nașteri, cele două vieți și, de fapt, rugăciuna Anei. Pentru că este singura descriere similară din Vechiul Testament care conține aceleași detalii. Și primul element comun este acesta. Briciul nu va trece peste capul lui, dar iată îndrăzneala Anei. Mai întâi, ce face autorul? Începe în același mod în care începe nașterea lui Samuel. Suntem în judecători și era un om, așa a început și capitolul nostru, era un bărbat. Și începe descrierea lui Elcana. Era un om din țora, din clanul Daniților, al cărui nume era Manoah. Soția lui nu putea rămâne însărcinată și, prin urmare, nu avea copii. La fel ca și Ana. Aceleași elemente. Sunt două elemente comune. Dar, de această dată, ceea ce îngerul i-a promis soției lui Manoah, Ana îi cere în mod explicit lui Dumnezeu. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis, Iată că acum, deși nu ai copii, pentru că nu poți rămâne însărcinată, totuși vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum fii atentă, te rog, să nu bei nici vin, nici tărie și să nu mănânci nimic necurat. Căci iată, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, fiindcă băiatul va fi un nazireu al Domnului, încă din pântec, și el va începe să elibereze Israelul din mâna filistenilor. Rugăciunea ei e foarte îndrăzneață, pentru că ea îi cere lui Dumnezeu un eliberator. Ea nu doar vine la Dumnezeu cu durerea ei, ci vine cu durerea poporului, cu nevoia poporului său. Rivala ei știa cum să-i strânească durerea în suflet. Soțul ei nu înțelegea. Preotul nu înțelegea că, e, că ea se roagă acolo unde era. Și urbatul ei spune, așa că eu sunt grozav, ce să faci cu 10 copii? Eu ți-aș fi de ajuns. După ce el tocmai și-a luat a doua soție, pentru că prima nu era de ajuns, că nu-i putea naște copii. Îi cere să facă ea ceea ce el n-a făcut. Ră, cred că imaginea asta sau disfuncționalitatea asta temporară, sper, din... Căsătoria lor ne arată o realitate pe care și noi ar trebui să o acceptăm. Că niciun om nu ne poate împlini toate nevoile. Nici chiar cel pe care îl iubim. Nu te aștepta ca cel de lângă tine să-ți împlinească toate nevoile. Pentru că n-a fost creat să facă asta. Nici chiar persoana iubită. Și mai devreme sau mai târziu, după prima săptămână de căsătorie sau mai târziu, înțelegem acest lucru. Că niciun om n-a fost creat să ne împlinească toate nevoile. Dar iată ce face Ana. Îi dă durerea lui Dumnezeu. Și îi dă mult mai mult. Îi dă toată încrederea ei. Și îl roagă pe Dumnezeu să răscumpere durerea. Și ea spune, pe mine mă doare asta. Dar mă doare și starea poporului în care sunt. Ce-ar fi să iei, Doamne, durerea mea și să vindeci și rana poporului în același timp? Asta face Ana când se roagă și, de fapt, cere un eliberator pentru poporul lui Dumnezeu, împrumutând cuvintele îngerului. Și Ana ne arată ce poate face rugăciunea. Că poate lega starea noastră de puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e tot puternic. Dumnezeu e tot puternic. Dar asta nu i simplu. Ana a umblat ani de zile pe acest drum. Era o durere pe care o purta ani de zile. Dar ea ne învață că e un drum pe care nu-l putem evita, cărarea asta rugăciunii. Dacă ne interesează binele sufletului nostru, binele familiei noastre, binele poporului Dumnezeu, nu putem fugi, nu putem evita, neglija acest drum. Hai să venim la noi. Ce te rogi pentru copilul tău? Ce te rogi pentru durerea ta? Doar să o ia Dumnezeu? Sau să lucreze ceva prin ea, în ea? Dacă am parafraza, dacă am extinde rugăciunea îndreznață a Anei, ar suna în felul următor. Doamne, îmi doare faptul că nu putem avea copii, dar să te rog să iei durerea mea și prin puterea ta să ne dai un vestitor al împărăției tale. Doamne, Istoria noastră nu funcționează așa cum ar trebui. Dar te rog să o vindești și să faci din ea un balsam pentru familiile din biserica ta. Doamne, copilul nostru e un răzvrătit. Dar te rog să faci din el un vestitor al împărăției tale. Așa ar suna rugăciunile noastre. Dacă am învățat din rugăciunea anei, curajul ei îndrăznea la ei înaintea lui Dumnezeu. Și din această perspectivă, istoria poporului Dumnezeu, istoria bisericii, este de fapt istoria oamenilor primiți fără niciun merit a lor în prezența lui Dumnezeu, dar care îl descoperă pe Dumnezeu, îl învață pe Dumnezeu, îl înțeleg pe Dumnezeu. Și aș vrea să vă citesc cu astfel de rugăciune din perioada puritanilor. Doamne, a toată stăpânirea, în prezența ta înfricoșătoare suntem mai puțini decât nimic. Noi nu ne apropiem de tine pentru că merităm să ne bagi în seamă Că suntem păcătoși, nevoile ne împing, făgăduințele tale ne dau îndrăzneală, inimile noastre zdrobite ne dau imbold, mijlocitorul ne atrage, anume că ai primit pe alții ne face și pe noi să venim mai aproape. Pleacă-ți privirea spre noi și ai milă, încredințează-ne de pedeapsa și stricăciunea păcatului, Dă-ne credință să credem și crezând să avem viață în Isus. Fie să fim străpunși de patimile sale. Deschide-ne ochii să vedem mâna ta la lucru, în durerile noastre, bucurându-ne că acestea vin de la providența ta, a tot stăpânitoare. Fie ca plânsul nostru să nu împiedice însămânțarea, nici tristețea, datoria trăind într-o lume schimbătoare, fie să căutăm cetatea ce dăinuie, însoțește-ne până la capătul călătoriei, așa încât să te putem slăvi în viață, ca și în moarte. Nu știm dacă reacția lui Eli, când a văzut-o pe Ana, ne că era un obicei să vină oamenii beți acolo la cortul întâlnirii. Dar el nu-și dă seama că femeia asta se roagă. Și îl confundă rugăciunea ei cu beția. Și ce contrast? Între marile preot, care stătea ca un șef pe un scaun, și o femeie care era îngenuncheată înaintea lui Dumnezeu. Dar asta ne arată cine suntem de fapt înaintea lui Dumnezeu cu adevărat. Nu ce credem noi sau ce ne amăgim noi că suntem, ce cred alții, impresia lor despre noi. Ce suntem înaintea lui Dumnezeu. În rugăciunea asta arată adevărata noastră valoare. Restul sunt iluziile noastre, impresiile pe care le credem sau alții le cred despre noi. E cumpărat felul în care te rogi sau nu te rogi când e singur, cu felul în care te rogi în biserică, cum cânți între oameni sau cum cânti acasă sau dacă acolo cânți. Cum te rogi în ascuns și cum te aud oamenii rugându-te. Teresa de Lizio spunea, când am vorbit cu Dumnezeu, m-am simțit mult mai bine decât când, când am vorbit despre Dumnezeu. O, acele conversații pioase, există întotdeauna în ele o urmă de afirmare de sine. Și noi ar trebui să vorbim despre predicile noastre, despre rugăciunile noastre cu vocetare, despre cântecele noastre, despre implicarea noastră, despre discuțiile noastre în tot felul de grupuri. În toate este o urmă de afirmare de sine, chiar dacă vorbim despre Dumnezeu. Dar autorul e interesat să ne descrie, să urmărească evoluția Anei sau drumul ei, pe cre drumul credinței ei. Și ne spune el că de la momentul de maximă intensitate, ceva a început să se schimbe. Conflictul scade în intensitate. Inima ei n-a mai fost așa mărâtă din momentul în care s-a rugat. Fața ei n-a mai fost mâhnită din momentul în care s-a rugat. Chiar dacă starea ei nu s-a schimbat, n-a primit lucrul pe care l-a cerut încă, n-a primit copilul. Abia mai târziu, Dumnezeu și-a adus aminte de ea. Abia mai târziu, Dumnezeu îi dă un copil. Și Ana este prima persoană care este aleasă în mod surprinzător de Dumnezeu, ca să fie parte la planurile lui în această carte. Și la fel cum a fost la alegerea regelui, dar a regelui după inima Domnului, înțelegem că Dumnezeu nu se uită la ceea ce se uită omul, că noi ne uităm la înfățișare, dar Dumnezeu se uită la inimă și așa alege El. Preotul Eli vede sau crede că vede o femeie beată. Dumnezeu vede rugăciunea autentică, credință autentică. Și Dumnezeu răsplătește astfel credința Anei și îi dă un copil. Și după aceea, am putea spune, conflictul se rezolvă. Pentru că ei se închină acolo, se închină înaintea Domnului. Nu știm ce vârstă avea Samuel când a fost adus la cortul Domnului și a fost dăruit pentru tot restul vieții lui. Cartea Macabei, doi Macabei, de exemplu, spune că perioada de alăptare a fost trei ani în cazul altui copil. Dar ce declară Ana este ajutorul Domnului, împlinirea, împlinirea promisiunii. Și din nou, primim mai puține detalii decât noi ne-am primit, noi, noi ne-am dorit. Imaginați-vă din nou drumul acela de acasă la cortul întâlnirii. Și că mergeau cu taurul după ei. Un copil de trei ani te întreabă: Ce faci? De ce îl îmbraci? Unde mergem? Cât vom sta acolo? Ce o să facem? Vedea animalul, vedea jerfa. Oare ce au spus? Că o să se întoarcă fără el la casă? Cum mi-au povestit despre Dumnezeul lor? Căruia s-au rugat, în care au crezut, în mâinile căruia La au încredințat, de fapt. La templu erau ele, un străin nu ne lăsăm copiii la persoanele în care avem cea mai mare încredere. Dar el a lăsat în mâinile un străin, acolo erau fiul lui Eli, oameni de nimic. Înțelegeți câtă credință a avut Ana să-și lase copilul acolo de 2-3 ani în mâna Domnului? Și cu toate astea, ne spune textul, s-au închinat. S-au închinat, au putut să se închine Domnului. Și noi doar putem să ne imaginăm Închinarea lor, credința lor înaintea Domnului. Dar Ana ne mai învață un lucru. O dinare a dat Domnului toată durerea ei. Acum ne arată că poți să-i dai lui Dumnezeu și toată bucuria ta. Ana e de tot ce avea, lui Dumnezeu. E de bucuria ei. Și rugăciunea ei este concluzia acestei narațiuni. Este o pauză din acțiune în care Ana se întoarce să interpreteze și să interpreteze din perspectivă profetică ce s-a întâmplat și ce urmează să se întâmple în această istorie. Și Scriptura face acest lucru în mod frecvent. Oprește acțiunea, derularea evenimentelor și printr-o rugăciune, în acea pauză, ne arată ce înseamnă lucrurile care s-au întâmplat, lucrurile care urmează să se întâmple. Și rugăciunea Anei joacă un rol important nu doar pentru aceste evenimente și pentru tot ceea ce va urma, pentru că ea anticipează ceea ce urmează să se întâmple. Ea vorbește despre un împărat care va veni. Și David, în rugăciunea lui de la sfârșitul cărții, vine și descrie ce a însemnat împlinirea acestor lucruri, ca unul care le-a trăit. Rugăciunea Anei primește un rol foarte important. Și în în prima instanță ne oferă o evaluare. Ce se întâmplă cu cei răi și cu cei buni? Primii în care vedem evaluarea sau împlinirea acestei vieți e diferența dintre Eli și Samuel. Casa lui Eli și casa lui Samuel. Unii sunt binecuvântați, alții sunt sub lestemul Domnului. Dar Ana este și prima care anunță împăratul, regele lui Israel. Și ea celebrează cu toată ființa ajutorul Domnului intervenția Domnului, prezența Domnului, puterea Domnului, cunoașterea Domnului. Și Ana declară că adevărata siguranță a noastră nu în lucrurile pe care le avem. Viitorul pe care ni l dorim nu e în mâinile noastre, ci în mâinile lui Dumnezeu. Că nu este un alt Dumnezeu în afară de El. Și Ana e plină de încredere că Dumnezeu nu ține doar viața ei în mâinile Lui, ține întreaga istorie, o conduce o judecă, o evaluează. Și ea celebrează chiar și, chiar și faptul că Dumnezeu are puterea să ridice omul din locuința morților. Dumnezeu are puterea asta. Și, din nou, Dumnezeu face mult mai mult pentru Ana, transformând rugăciunea ei de laudă la adresa lui pentru ceea ce i s-a întâmplat, într-un text programatic pentru ceea ce va urma în istoria poporului lui Dumnezeu. Gândiți-vă la un singur lucru. Ana vorbește despre faptul că Domnul va tuna din ceruri împotriva dușmanilor lor. noi suntem invitați să ne gândim, este limbaj poetic? Dar citim din cartea mai departe? Evrei se luptă cu filisteni în capitolul 7 și Domnul tună din ceruri. Și evrei înving pe filisteni. Evrei cer un împărat, rege peste ei. Și ca să le arate ce au făcut, că s-au înstrăinat de Dumnezeu, că l-au lepădat pe Dumnezeu, Dumnezeu trimite un tunet în timpul secerișului, probabil le distruge greul, ca să-și dea seama de păcatul lor. David, când celebrează ajutorul lui Dumnezeu, vorbește și el de același lucru. În mijlocul luptei Dumnezeu a intervenit printr-un tunet și le-a dat biruința. Și în felul ăsta, Ana anticipează într-o de fapt, într-o mulțime de moduri, intervenția și prezența lui Dumnezeu în viața poporului Său. Și cântecul ei e foarte important, la fel cum și cântările noastre sunt importante. Sau mai exact conținutul lor, sau în primul rând conținutul lor. Pentru că dacă ceea ce cântăm este adevărul lui Dumnezeu și ne ajunge în inimă, ne ajunge în suflet, ajunge refrenul inimii noastre, avem ajutor, avem un sprijin în timpul săptămânii. Devine subiectul nostru de meditație și rugăciune. Acest text ne arată că Dumnezeu ia rugăciunea ne și face mult mai mult. El răsplătește credința robilor săi. Dar este vorba de o credință care a fost zidită ani întregi, ani întregi, în durere, în plâns, în care Ana n-a renunțat la Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat mult mai mult decât a cerut, a inclus-o în planurile sale, într-un mod în care ea nu se aștepta. Și dintr-o femeie anonimă, de la țară, care nu putea avea copii, ea devine un pion foarte important în istoria poporului lui Dumnezeu. Pentru că așa face Dumnezeu întotdeauna, nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Pentru că rugăciunea este putere pentru cei care recunosc că sunt fără putere. Este speranță pentru cei care își pun speranța în Dumnezeu. Și imaginați-vă ce ar putea face Dumnezeu din copiii noștri dacă ne punem aceeași nădejde în El și dăruim Lui în întregime. Nașterea lui Samuel, în primul rând răspunsul lui Dumnezeu la problema din viața ei, la durerea ei, la rugăciunea ei. Dar ea primește mai mult decât un copil, primește un profet în Israel, un judecător în Israel, un preot după inima Domnului. Și în aceeași măsură, Samuel este un dar pentru popor, cum este și pentru Ana. Și atunci când noi ajungem într-un impas, ce facem? Scoatem buzunarele, vedem care ne sunt resursele, ne uităm care sunt relațiile pe care le avem, la cine putem apela pentru ajutor ne punem la lucru creativitatea, să vedem ce am putea face noi prin puterile noastre, dar rana ne învață să alergăm la Dumnezeu. De ce? Pentru că El e tot puternic și nimeni nu poate face ceea ce poate face Dumnezeu. Și în mod repetat, spuneam și de Crăciun, răspunsul lui Dumnezeu la cele mai grave probleme ale omenirii este un copil. Așa a fost în grădina Edenului. Când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu le-a promis un copil să femeii. Când l-a chemat pe Avram, când a ajuns în țara promisă, Dumnezeu i-a spus, bine ai venit, va fi dată urmașilor tăi, urmașilor tăi. În robia Egiptului, când tot poporul, nu doar o femeie, striga la Dumnezeu, Dumnezeu le-a ridicat un eliberator, un copil pe Moise. La granița țării promise, când Moise urma să moară, el vorbește despre un profet, ca mine, dintre frații tăi. Acum, în perioada întunecată a judecătorilor, Dumnezeu răspunde din nou printr-un copil, prin copilul Samuel. Când ei au un rege și regele lor păcătuiește, Dumnezeu răspunde din nou printr-unul la care golea se uită și își bate joc de el, copilul sau tânărul David. Fratele lui mai mare credea că nu-i potrivi nici să stea în tribune, să se uite la luptă, la lupta dintre evrei și filisteni. Înaintea robiei, când Isaia vorbește, el vorbește tot despre un copil pe care îl va dărui Dumnezeu. La împlinirea vremii, Matei preia profeția lui Isaia și ne vorbește din nou despre un copil, ca să înțelegem că mai mult ca niciodată Dumnezeu este cu noi, prin întruparea Fiului Său. Fiului Dumnezeu, de fapt, este răspunsul la cea mai gravă problemă a noastră. Și doar El ne poate oferi împlinirea după care alergăm noi astăzi. Doar El este răspunsul la prezentul pe care ne-l dorim noi astăzi, la viitorul după care alergăm și care ne dorim să fie sigur, să fie veșnic. Numai El este nădejdea noastră, pentru că numai, nu, numai El, numai ajutorul Lui, ne păstrează în picioare înaintea Lui Dumnezeu. Înaintea unui Dumnezeu Sfânt care știe totul, care cântărește fiecare fapta noastră și care ne judecă. Pentru că numai Iisus ne poate ridica din praf, din cenușă, atunci când recunoaște că este săraci și avem nevoie. Numai El ne poate ridica din locuința morților și să ne așeze pe un tron al gloriei. Și numai El ne poate da putere și poate face un învingător din fiecare dintre noi. Și asta înseamnă să ne uităm la durerea noastră, să ne uităm la bucuria noastră și să recunoaștem că cea mai mare nevoie a noastră nu e un copil. Cea mai mare nevoie a noastră nu e un soț sau o soție, care să ne înțeleagă, care să ne iubească în mod deplin, toate astea sunt lucruri bune. Dar cea mai mare nevoie a noastră este un eliberator. Este Isus Hristos. Și numai el poate să lucreze în bucuriile noastre și în durerile noastre. Spre binele sufletului nostru, al familiei noastre, al bisericii și al întregului pământ. De aceea spune Pavel, în momentul în care el a străbătut întreaga lume, și aici sunt pe această hartă doar primele două călătorii misionare, făcute de Pavel. Și el spune, noi îl predicăm pe Iisus cel răstignit, Ăsta e mesajul nostru în toată lumea. Ăsta e soluția sau rezolvarea pe care Dumnezeu ne oferă. Iisus, cel răstignit, mort pe o cruce, cel care e o piedică pentru iube, iudei și o nebunie pentru neevrei, căci pentru cei chemați, atât iudei cât și greci, Hristos este Puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii, și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii. De aceea noi putem declara împreună cu apostolul Pavel, dar de această dată, uitându-ne la noi, Dumnezeu a ales lucrurile nebunești ale lumii ca să se facă de rușine pe cei înțelepți. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii și lucrurile disprețuite, ba chiar lucrurile care nu sunt, ca să desfințeze lucrurile care sunt, pentru ca niciun om să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să închei relând o parte din acea rugăciune puritană. Doamne, deschide-ne ochii ca să vedem mâna Ta la lucru în durerile noastre, bucurându-ne că și acestea vin de la providența ta, a tot stăpânitoare. Fie ca plânsul nostru să nu împiedice însămânțarea, nici tristețea, datoria. Amin.